American Medical Center este mai mult decât un centru medical. Este o comunitate de medici care, în primul rând, se gândește la pacienții săi. Și noi încurajăm educația medicilor și cu mult, mult drag organizăm conferințe, organizăm și încurajăm medicii ca să se dezvolte. Iar tema aceasta despre sănătatea femeii nu am ales-o întâmplător, fiindcă ne preocupă sănătatea femeii, fiindcă în primul rând noi suntem femei. Să avem grijă de femeile noastre, ca ele să fie tinere, frumoase și după 40 și după 50. Când vorbim despre sănătatea femeii, vorbim despre frumusețea interioară a femeii și toate informațiile care astăzi noi le acumulăm, de fapt, ne aduc multe cunoștințe și multe informații despre cum am putea face o femeie frumoasă din interior. Da? Și noi, ca medici, acumulând această informație, o putem transmite ulterior pacientelor noastre. Da? Și atunci când o femeie este sănătoasă, ea este frumoasă, puternică, feminină, poate face foarte multe lucruri utile pentru cei din jur. Și când avem o femeie sănătoasă, avem și o familie sănătoasă și, în general, un mediu destul de calm și plăcut pentru toți. Сегодня мы здесь, потому что мы были приглашены организаторами этой конференции для того, чтобы рассказать докторам о том, как применять плазмотерапию в гинекологии. И для гинекологов эта тема немножко новая. Ее очень хорошо уже давно освоили и применяют стоматологи, косметологи, травматологи. Мы отличаем хормонилор сексуаль. Дече, кэнд, шикум. Дече, есть он требари форте импортант пентру специалисти гинекологи, эндокринологи, даши диалти специалитет. Прям факту кэ требуя са циня минки, кэ организму феминен есть супус хормонилор сексуаль ин туати вырстили. Da, începând intrauterin și finalizând cu ultima zi de viață. Deci, de aceea, echilibrul hormonilor sexuale în funcție de perioadele de vârstă sunt foarte importante și de aceea trebuie să țină cont fiecare medic atunci când găsește o patologie asemănătoare să o trateze. Orice medic trebuie să-și dea seama să aducă starea de sănătate a pacientului la vârsta care i-a s-au adresat. Deci asta este foarte important. Dacă noi am face profilaxia maladiilor, atunci am avea o populație sănătoasă. Мы хотим быть ближе к врачам, мы хотим быть более открыты к врачам, да, чтобы они нас узнавали. Мы стараемся быть ближе к пациентам. Compania Bayer a îndrăgit femeia cu mulți ani în urmă și poartă pentru ea un respect deosebit. A înțeles că femeia poate fi frumoasă și fericită la toate vârstele și cu multă tândrețe are grijă de ea. Anii sunt doar ani, iar fiecare vârstă are farmecul său. Bayer a creat o gamă largă de produse și ajută femeia să ia tot ce este mai bun și mai frumos dintr-o relație cu iubitul său. Motivul pentru care am ales această temă e, de fapt, trezirea întrebărilor în rândurile colegilor care vin față în față cu pacientele în perioada de perimenopauză, ca împreună, în echipă, să alegem abordarea cea mai sigură pentru pacient, ca să reușim să obținem sănătate pe termen lung și la vârsta după menopauză. Ca medici, suntem, de fapt, oameni care avem anumite limite de cunoaștere și limite de funcționare. Și, de obicei, fiecare specialitate are particularitățile, specificul de lucru și doar în așa mod noi putem oferi servicii de calitate pacientului, pentru că însăși fiecare om în parte este diferit și noi, cerința în fața noastră, da, cerința față de medici, să abordăm sau să oferim pacientului tratament individualizat, adaptat tipului individual al lui, ceea ce e o lume aparte, e un cosmos de fapt și noi încercăm prin toate datele bazate pe dovezi care le actualizăm permanent să aducem cele mai bune soluții pacienților noștri. De bolile cardiovasculare suferă bărbații și femeile. Bărbații suferă atunci când sunt mai tineri, până la 55 de ani. Iar femeile atunci când avansează în vârstă și trec de vârstă de 65 de ani, dar deja se începe în perioada premenopauză și avansează mai mult în perioada postmenopauză. Factorii care contribuie la aceasta sunt multiple, aceiași ca și pentru bărbați. Obezitate, fumatul, odată înaintarea în vârstă, hipertensiunea, dar un aspect special îl contribuie fondului hormonal, și anume acel al estrogenilor. Astăzi s-a discutat mult la capitolul acesta, și mesajul care ar fi pentru un tratament
cât mai bun pentru pacienți, ar fi bine să lucrăm în echipe cu medicii, endocrinologi și ginecologi pentru a putea influența momentul acesta pentru un rezultat mai bun și o avansare în vârstă cât mai frumoasă și atingerea vârstei frumoase într-o stare fizică bună.